N-am ales noi, au ales dașii. Și să vedem ce o să ne spun acum, că nu toată lumea are nici cereri depuse și o să vedem unde ne distribuie. Nu mai avem nicio speranță, pentru că nu toată lumea, că n-are cum să-i distribuie pe toată lumea ca să fim siguri că avem un loc de muncă. Sperați că veți reuși să ocupați un post la spitalul județean dumneavoastră și colegii dumneavoastră? Sunt absolut convinsă că domnul Claudiu Grosu a purtat discuțiile cu domnul manager Moise în așa fel încât toată lumea va avea un loc de muncă. Inclusiv personalul TESA, că am vorbit cu o doamnă de la bucătărie. TESA este într-adevăr o problemă și la cel auxiliar, dar s-au făcut discuții și pentru parte din dumnealor și eu am credința că se vor rezolva lucrurile pentru fiecare. Cum au primit vestea colegii dumneavoastră de închiderea spitalelor? N-a fost un lucru oportun pentru nimeni, nici pentru pacienții care au rămas în teritoriu, nici pentru noi cadrele medicale, dar a fost o hotărâre luată de la minister, deciziile aparțin întru tot, așa că noi nu avem nimic de comentat. Câți ani ați lucrat la spitalul din Odobești? 13 ani. Eu am venit cu mari speranțe aici, așa că o să-mi găsesc un loc de muncă. Am fost asigurat și de domnul lider Claudiu Grosu, de doamna Dumitri Ugeta, care a fost lidera noastră la Odobești. Am fost la interviu, am prezentat de unde sunt, unde am lucrat și sper să am un loc bun. Cum ați primit vestea închiderii spitalului? Cu mare greutate, pentru că eu și celelalte colegi am pus foarte mult suflet, am venit și pe bani puțin și pe bani mai mulți și am fost și la toate grevele și am lucrat și voluntar. Salariații celor două spitale din județ, noi încercăm împreună cu Direcția de Sănătate Publică și celelalte spitale să găsim locuri de muncă pentru colegii noștri, pentru că deficitul de personal și de oameni specializați în activități medicale, unul care este bine știut de toată societatea și cu siguranță este nevoie de ei în spitale. Acum suntem în etapa de redistribuire, iar managerii de spital au discuții cu colegii noștri să vadă unde au lucrat, în ce condiții, de când și câtă experiență au, în așa fel încât să putem a găsi soluții pentru toți cei care au nevoie de un loc de muncă astăzi. Se va găsi un loc pentru fiecare? N-aș putea să spun din start, pentru că lucrul ăsta se va analiza în funcție de ce vom descoperi în activitatea fiecăruia dintre colegii noștri.